Bine v-am găsit încă o dată pe acest canal destinat în general, pe lângă prezentarea de imagini statice și în mișcare și a împărtășirii de amănunte legate de locurile vizitate de mine. Poate interesează pe cineva. Astăzi va fi vorba despre coloșii lui Memnon și templul de la Karnak. Vizionare plăcută! Știți că dacă înconjurați coloșii de 7 ori deveniți fertilă și o să aveți copii? Nu mai trebuie la vârsta asta. Dacă fac de 8 ori, mă îmbogățesc? Nu, dar era o chestie păneți, era unul, n-am zicea ăsta care. Da, da. Și lui Memnon sunt două statui masive din piatră care îl reprezintă pe Amenhotep al III-lea, cântăresc aproximativ 720 de tone fiecare, ajung cu tot cu postamentul pe care sunt așezați la o înălțime de 18 metri și în ultimii 3400 de ani au stat în necropola Tebei, peste râul Nil, față de orașul modern Luxor. După ce am admirat grandoarea coloșilor, ne-am îndreptat spre Karnak. Fiecare rege care a venit la putere și a dorit să facă câte un templu în locul ăsta. Deci a fost făcută o axă centrală de la est la vest. La începuturile sale era un port aici, cu părcile care veneau pe aici, transferau din port barca sacră, to transfer the passengers and the offerings inside the temple. Pasagerii către templu. The harbor was decorated with two obelisks. We just have one of them to the left hand side and the one to the right hand side, it's missing. In the Karnak temple, we have, this is the main axe. Axul central al templului. We have four pylons. Marchează patru porți, patru piloni. And porțile de acces. From south to the north, we have another four axes. Iar dinspre sud spre nord mai sunt încă alte patru axe care se intersectează cu axul central. The journey of the god Amun-Ra from his official temple. Călătoria lui Amun-Ra din templul său oficial. It was goes from north to south. Începea din nord către sud. And it comes back through venea, pe aici, pe aleea Sfinșilor, pe axul central, pe axul nord-sud, est-est, pardon. It is the El Karnak temple. It's covered an area about 250 acres square. Deci ocupă o suprafață de 250 de acri. Parte la 3, nu 80 de hectare aproximativ. Ok. El Karnak temple it was surrounded by wall. Era înconjurat de ziduri, după cum vedem aici. Mai vedem câteva fragmente în interior. It was to protect the temple. Ziduri de protecție ale templului. Nu, urmez. Ok. Ok, deci o să vedem. Karnak este numele egiptean modern atribuit complexului de temple, capele, stâlpi, grupuri statuare și alte construcții situate în zona Tebei, fosta capitală a Egiptului antic. Templul lui Amon-Ra din Karnak este cea mai importantă clădire a complexului monumental și cel mai mare edificiu cu destinație religioasă construit vreodată. Dimensiunile templului sunt impresionante. Catedrale ca St. Paul din Londra sau Notre Dame din Paris s-ar pierde ușor între zidurile lui.
Devenind capitală în timpul dinastiei a XVIII-a, Teba dobândește o deosebită importanță religioasă, cele două zeități, Amon și Ra, contopindu-se într-o singură divinitate, Amon-Ra, care devine astfel cel mai puternic zeu egiptean. Schimbarea religioasă este ilustrată prin înlocuirea construcției piramidelor cu construcția de temple funerare, temple de cult sau temple dedicate faraonilor zeificați. Măreția ansamblului monumental de la Karnak are ca scop principal impresionarea afectivă și spirituală a celor ce participă la ceremoniile închinate lui Amon-Ra. Alea Sfinxilor din templul Karnak. This one, it dates back to the time of King Tutmosis al-Traila, the second leg. You can imagine he dig it canal.
Ziua ne-am încheiat-o în Makadi Bay, la circa 35 de km de stațiunea Hurghada. Aici am petrecut ultimele 3 zile de vacanță, dar despre asta în episoadele viitoare. Cu toată părerea de rău pentru unii dintre dumneavoastră care sunteți deranjați de acest lucru, trebuie să mulțumesc încă o dată NCS Release pentru muzica de fundal pe care am folosit-o și astăzi de la ei. Să fiți bine!